Doamne, mă tâmpesc ăștia în fiecare zi. Nu pot și eu să dorm liniștit aici, că trebuie să fac ei ceva pe acolo. Doamne, că nici măcar nu știu la ce să mai aștept de la ăștia, că... Mă joc. Wow. Wow. Hai să vedem ce fac ăștia. Că chiar nu știu ce ne vine. Hai mă, vioară, la o dată, mișcă-mă de masa asta! Ce stai acolo ca... ca pisica? La șoareci, la pândă. Dar mă lasă-mă, mă, femeie, în pace, că lucrăm la masa asta de dimineață, tot o mutăm pe aici, pe acolo. Taci, bă, vioarele, odată și vino aici să mutăm masa asta, să o punem aici, lângă canapea, că tu nu vezi că nici măcar n-am pus-o lângă canapea, suntem aici cu ea, direct în mijlocul casei. Nu coace, hai să mutăm de ea. Mă, mamă, mă, ce naibii faceți, mă, cu masa? Ce să facem, mă, Roberte? Nu vezi că o mutăm aici? Vreau și eu să avem o masă aici, să o punem aici, că atunci când vine invitații, să se așează aici, să le aduc ceva. Ba, da, vă, nu vei frig, mă, că mie deja mi-a înghețat creierul. Mă, da, mai va să dea ea de masă. Ai decis tu repede. Să-i masă, ia dă om încolo. Ne. Ai atins-o de care. Doamne, să vezi ce-ți fac. Dar ce-ai cu mine? Ce am eu? Ce-ai tu cu masa de-o dai așa în ușă? Nenorocitule. Eu nu mai pot cu tine, mă. Ajută-mă o dată să mut masa. Sau tu, Robert, vino. Nu să o mutăm. Hai că vin să o mut. Ce dai? Ce-am făcut? Ce-ai făcut? Îmi murdărei masa, idiotule! Nu vezi că deja mi-ai lăsat urme pe masă și de-abia ce-am cumpărat-o? Nu pot să stau eu cu voi aici în casă. Nu pot. Că voi mereu murdăriți lucrurile. Hai, bă, Robert, să mergem de aici, că... Nu vezi că mărta asta e nebună? Nu, haide, nu, în casă. E prea frig aici. Fac de șira mea. Dar totuși, de ce râgem? De ce râdem? Nu știu. Pentru că tata s-a speriat de frig. Nice! A luat portocale! În primul rând, el nu prea ține la frig. În al doilea rând, alea nu sunt portocale, alea sunt mandarine. Mandarine? Și mai bine! Da, am decis să iau ca să avem și noi, pentru că oricum deja suntem în spiritul. În spiritul Crăciunului, deja gata, s-a dus Halloween-ul, s-a dus! Acum intrăm în Crăciun. Tu realizezi că mai sunt încă 23 de zile până începe Crăciunul și 22 de zile până... 23 de zile până e Crăciunul. Da, dar totul nu contează. Tot ce să știe este că tot... În fine, eu mă duc până la cumpărături. Ca să nu se închidă. Doamne. Unde mere, mă, asta la 6 seara? E?
Mă duc în cameră. Sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin. Nu merge casa! Sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin. Aola, n-ai cartelă pe telefon, ești prost. Da. Ajutor! Sărbătorile vin, sărbătorile vin. Sărbătorile vin, sărbătorile vin. Sărbătorile vin. Tom, tom, tom. Da. Spune acum tot ce știi și tot ce ai știut până acum, înainte să-ți dăm o murașca. Bă, dar ce n-ai mi v-ați capturat pe aici? Da, fată, și cum mă ziceam? Da, cred că am să plec de aici. Da, uite, știi care e faza, Roberte? Noi te-am capturat aici și totul este închis din cauza că vreau să știu unde îți e banii ăia pe care îi păstrai tu pentru cifuri. Nu știu de ei. Mă rog, ce vrea el să spună este că unde îți ascunzi tu ziarele alea de valoare care costă 12 milioane. Duceți-mă mă de aici că eu le vă primul. Eu le vă primul pe 12 milioane, nu voi. Ați înțeles? Mă liberez de aici. Nu merge. Mai încerc o dată. A, sunt legat cu totul cu scaune. Iupi! Zile acum în momentul de față. Altfel, o să intrăm cu forța în casă. Păi da, ce nu puteți să descuiați ușa cu cheia? Nu, pentru că din greșeală... Nu chiar din greșeală, dar... Viorel, tatăl tău, a înghițit cheia și acum suntem încuiați. Pe bune? Ce? Păi dacă mi-a fost foame! Aș sta și voi măcar 2-3 zile până îmi iese din organism. Păi și de ce? Păi și dacă e să te cagi la WC-ul din curte sau la ăsta din casă și să tragi apa sau măcar la... E, aia, vă duceți la WC-ul, intrați acolo înăuntru, scârbos. În ce scuze? Nu știu, sau poate să stau cu pungulița după mine. Nu te mă dă aici de scârbos. Ia asta, fiți atenți aici că noi scăpăm. Sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin. Moș Crăciun, să-mi bat piciorul dacă știam că existi. Bă, da, tu nu aveai barbă. Ho-ho, bine spus că aveam barbă. Chiar aveam barbă, dar ideea este că prea mult s-a obișnuit cu mine să am barbă. Și a fost și vară, îți dai seama că omul vara trebuie să mai scape de părul de pe el. În fine, ce faceți pe aici, dragi copii și un adult? Ai mă, moșu, dar la mine de ce n-ai venit când am avut 10 ani? Ți-am cerut și eu un ceas de jucărie Ben 10. De ce nu mi l-ai adus? Scuze, băi, Viorele, n-am reușit să fac mai nimic. N-am reușit să fac mai nimic ca atunci. Am avut prea multe comenzi de la copii. Și de aia.
Hai mă, moșu, dar de ce stă șapca așa? Mă rog, pălăria așa ridicată, zici că e pitic. Da, chiar nu știu ce s-a întâmplat cu asta, că ea nu mai stă deloc așa lăsată. Dar în fine, ce probleme aveți? Că v-am tot auzit aici că plângeați, că nu puteți să ieșiți de aici. Ia stați-mă puțin aici. Ia stați-mă. Că vă arată moșul aici o mare, mare invenție. Deci apucați de clanță. Așa. După ce ați apucat de clanță, dați de ea în jos, după aia vă proftiți așa în ușă și 20 secunde și uitați că v-am rezolvat. Eu mă duc că mai am niște comenzi de primit de la copii, așa că ne auzim, pa, pa! Moșu ne-a salvat! Iupii! Hai mă, Viorele, asta nu era legat, cum și-a dat drumul așa singur? Nu știu, că i-am legat puternic, rău. Așa, am vrut să te întreb, dar n-am mai apucat că a venit și Moș Crăciun ăla. De ce miroase aici spaghete? Păi l-am legat cu spaghete făcute. Și mai exact, de ce? Păi n-am mai găsit sfoară adevărată. Aua, lasă-mi așa sfoar! Vreau încoace! Sărbătorile vin! Sărbătorile vin! Zici că să pitic din ăla de curte. Așa de ridicată. Că stă ridicată. Că stă sculată. Asta în sus. În fine, da. Păi, sper că v-a plăcut. Am degerat aici. Dar, în fine, ideea este că... O să facem și un episod special de Crăciun. Nu contează când pică Crăciunul. Noi tot o să facem. Înțelegeți? Mă uit în oglindă. Tot o să facem un episod pentru Crăciun. Și pentru Moș Nicolae. Dar, în fine. Ne auzim mâine. De fapt, stai că mâine trebuie să postez alea două episoade de Among Us pe care nu le-am postat momentan. Deci, duminică, ne auzim. Ne auzim poi mâine. Deci, da. Pa, pa!